Ispite deghizate. Știu bine că, după plecarea mea, se vor strecura între voi lupii răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. Fapte, capitolul 20 cu versetele 29 și 30. Dumnezeu nu și-a trecut poporul lui cu vederea ca să aleagă câte un om izolat aici și colo, ca fiind singurii vrednici de a disîncredința adevărul lui. El nu dă unui om lumină nouă contrară credinței stabilite a întregului corp. În orice reformă s-au ridicat oameni cu această pretenție. Cineva acceptă vreo idee nouă și originală ce nu pare să contrazică adevărul. El stăruiește asupra ei până ce pare a fi îmbrăcată cu frumusețe și importanță, deoarece satana are putere să dea această aparență falsă. În cele din urmă ea devine tema ce absorbe cu totul, marele punct în jurul căruia gravitează toate celelalte și adevărul este smuls din inima. Vă avertizez să vă păziți de aceste discuții marginale a căror tendință este să îndepărteze mintea de la adevăr. Rătăcirea este vătămătoare. Ea nu sfințește niciodată, ci aduce întotdeauna confuzie și dezbinare. Există 1000 de ispite deghizate, pregătite pentru cei care au lumina adevărului, și unica siguranță a oricăruia din noi este în a nu primi nicio învățătură nouă, nicio interpretare nouă a scripturilor, fără a o supune mai întâi fraților cu experiență. Aduceți înaintea lor cu un spirit umil și gata de a fi învățat și cu rugăciune fierbinte. Dacă ei nu văd nicio lumină în ea, supuneți-vă judecății lor. Satana este mereu la lucru, dar puțini au idee de activitatea și subtilitatea lui. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit a se împotrivi vicleanului dușman. Această împotrivire este ceea ce îl înspăimântă. El își cunoaște mai bine decât noi limitele puterii și cât de ușor poate fi biruit dacă rezistăm și îl înfruntăm. Prin puterea divină, chiar cel mai slab sfânt este mai mult decât un rival față de el și față de toți îngerii lui, iar în încercare el va fi în stare să-și arate superioritatea puterii. De aceea pasul lui Satana este fără zgomot. Mișcările lui îi sunt ascunse și bateriile camuflate. El nu se aventurează să se arate pe față ca nu cumva să trezească energiile adormite ale creștinului și să-l facă să caute ajutor la Dumnezeu în rugăciune. Amin.